Teatrul de club s-a dovedit a fi un succes și la satul mare. Deși în alte orașe, precum Cluj-Napoca, acest concept este deja cunoscut, la satul mare abia se fac primii pași spre aprofundarea acestei arte. Aseară, la un local din municipiu, doi actori clujeni, Adrian Balin și Anca Lăcusteanu, au pus în scenă comedia Norway Today, iar pentru câteva zeci de minute clienții localului au lăsat deoparte paharele de vin și bere pentru a se bucura de piesă. Chiar dacă nu au terminat facultatea de teatru, cei doi actori au descoperit că această artă îi ajută să se descopere și îi face să se simtă liberi. 1, 2, 3, 4, 5, hai mă! Nu pot! E o piesă cu umor negru, mesajul ei ar fi că dragostea învinge moartea, că învinge orice. Și poate nu neapărat dragostea, poate poți să vezi ca dorință sexuală sau orice. Cum ți s-a părut publicul? Cum a reacționat? Foarte bun, un public foarte bun, mi-a plăcut foarte mult. Au prins toate poantele și cele mai subtile, mi-a plăcut foarte mult. Jucăm într-un spațiu neconvențional, pornim de la convenția că facem un act cultural într-un mediu poate nu proiectat pentru așa ceva. Și există o relaxare care vine și se simte în momentul piesei și după. Contează foarte mult în teatru să ai parte de reacția publicului și să fie o reacție spontană, pentru că de asta facem teatru, Moșilor Mormei. Încântați de reprezentanții actorilor și de mesajul piesei, a fost și publicul care s-a înghesuit ca să-i poată vedea pe Julie și August. Printre cei prezenți s-au aflat și câțiva actori tineri de la Teatrul de Nord. Conceptul e foarte bine implementat, având în vedere că e sala plină. M-ar tenta, desigur, și sper ca pe viitor să reușesc ori să fac un spectacol pe care să-l jucăm în satul mare, ori să aduc un spectacol pe care îl joc momentan în Oradea, aici, în satul mare. Inițiativa și ca și idee este foarte tare, pentru că sunt multe persoane care vor să meargă la teatru, dar poate nu li se pare ok chestia că la teatru nu poți să bei o bere, de exemplu, și să vezi o chestie culturală. Într-un club poți să faci chestia asta, sau într-un bar. Piesa Norway Today a fost jucată și în alte cluburi din țară și s-a bucurat de succes în ciuda umorului negru care îi ține pe spectatori cu sufletul la gură. După terminarea piesei, clienții localului au avut ocazia să socializeze cu actorii.